Salutare, oameni frumoși! Ce mai faceți? Cum sunteți? Sper că sunteți bine! Bine ați revenit pe acest canal la un nou proiect, și anume un podcast pe care îl intitulăm Poveste de Bine și o să vă zic imediat și de ce. Eu sunt o persoană căreia îi plac poveștile, iar în acest podcast voi încerca să aduc doar oameni a căror poveste cred eu că merită ascultată, iar asta nu este tot. De ce îi spunem poveste de bine și ce are practic acest podcast în plus față de altele, este faptul că la finalul emisiunii îi voi adresa invitatului meu 5 întrebări din cultură generală, la alegere pe categorii în funcție de preferințe. Iar pentru fiecare răspuns corect, eu voi dona o anumită sumă de bani pentru o cauză nobilă aleasă de invitatul meu înaintea emisiunii. Pentru fiecare răspuns greșit pe care îl dă invitatul, el va dona acea sumă de bani pentru cauza respectivă. Și atunci, practic, avem și divertisment, avem și provocare, pentru că trebuie să vedem din buzunarul cui vin banii. Iar indiferent de răspunsuri, cauza va primi aceeași sumă de bani la final. Ca să vă dau un exemplu și să înțelegeți mai bine, vom începe cu 50 de lei pe întrebare pentru primele episoade. 50 de lei, 5 întrebări, deci la final vom dona 250 de lei, indiferent de răspunsuri. Nu este o sumă foarte mare, dar așa cum am fost eu învățat, orice ajutor este binevenit, iar în vremurile în care trăim mai ciudate, ca de exemplu în acest moment în care eu filmez, nu au trecut încă 48 de ore de la cutremurele din Turcia și Siria, așa că consider că orice sumă este binevenită. Dar asta nu este tot, pentru că aici puteți să ajutați și voi. Acest canal încă nu este monetizat, iar acest lucru poate fi posibil doar prin creșterea numărului de vizualizări, iar pe parcursul timpului, când vom obține asta și numărul de vizualizări va și crește, vom putea să donăm mai mulți bani pentru cauzele alese. În acest moment, toată suma pe care eu o voi dona spre cauzele respective este din buzunarul meu și este mai mult un mod de a promova astfel de acțiuni, de a face bine prin orice metodă posibilă. Astfel, aveți două motive să ascultați acest podcast până la final. În primul rând, pentru că eu mi-asum această responsabilitate de a aduce persoane care au ceva interesant de spus și a căror poveste, așa cum am zis, merită ascultată, și persoane care să vă facă să vă doriți să rămâneți până la finalul podcastului. Iar în al doilea rând, cu cât se uită mai multe persoane la acest podcast, cu atât crește numărul de vizualizări și, așa cum am zis, putem să donăm o sumă mai mare pe viitor. Practic, doar prin simplu fapt că vă uitați la acest podcast, deja faceți un bine. Chiar dacă acesta este doar un teaser, un videoclip de prezentare, după cum puteți să vedeți, avem deja și primul invitat. Mia? 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 Ce faci? Cam despre asta este vorba, voi încerca să scot episoade cât mai des, așa că rămâneți pe aproape, pentru că primul episod va urma cât de curând. Dacă vă place ideea și doriți să ajutați, puteți să dați un like, un subscribe, să dați videoclipul acesta și cele care vor urma mai departe și către prietenii voștri. Iar până data viitoare, vă invit să vizionați și celelalte videoclipuri de pe acest canal, pentru că promit că merită. Așa că să aveți o zi frumoasă în continuare și ne vedem. Salut!